nisip cu arțos aruncat în cuptor se topește și se transformă în sticla albă și maleabilă pe care meșterii pricepuți o transformă în fel și fel de minunății. Sticlăria este o formă încântătoare de artă, dar în același timp este foarte complexă. De-a lungul timpului a evoluat. Fiecare dintre aceste tehnici oferă artiștilor posibilitatea de a da viață sticlei prin formă, culoare, textură și transluciditate. Din păcate, au mai rămas puține glăjării artizanale. Și poate de aceea, creațiile lor sunt cu atât mai valoroase. Prin tubul de metal se umflă sticla topită până la forma dorită de meșter. Pare că e ușor, dar fiecare etapă necesită efort și foarte multă precizie. Totul trebuie făcut cu dăruire, deoarece nicio greșeală nu se mai poate repara. Și toate manevrele se fac cu rapiditate, pentru că dacă sticla se răcește, nu se mai poate modela. Temperatura extrem de ridicată face munca de 10 ori mai istovitoare. Poate de aceea puțin se încumetă să o mai practice. Abilitatea de a transforma o masă de sticlă incandescentă într-un obiect unic este remarcabilă și necesită atât pricepere tehnică cât și imaginație artistică. La temperaturi înalte, straturile de sticlă se vor amesteca. Fuziunea adaugă astfel o dimensiune suplimentară. Artiștii combină diferitele straturi de sticlă colorată pentru a crea efecte vizuale ce captează privirea. Artiștii își folosesc imaginația și tehnica pentru a crea design-uri și modele complexe. Prin combinarea diferitelor culori se obțin efecte vizuale fascinante. Bineînțeles că acest minunat meșteșug are nenumărate secrete și ele s-au transmis de la o generație la alta, de-a lungul veacurilor. Am putea spune despre creativitatea meșterilor sticlari că este infinită. Glăjăria este o artă străveche, dar totodată actuală. Ea va continua să fascineze și să încânte prin frumusețea și diversitatea sa. Aceasta nu este doar o formă de artă, ci și un domeniu în care abilitățile tehnice se întâlnesc cu creativitatea într-un mod excepțional. Artiștii sticlari dăruiesc viață nisipului cuarțos și îl transformă în lucruri care ne încântă privirea, dar ne încălzesc și sufletul. Într-o lume în care folosim numai obiecte fabricate industrial, poate vom rezona la acest fel de frumusețe artizanală. Sticlăria este o artă plină de potențial și poate că de aceea va dăinui.